fraților și surori și iubiți prieteni, aș vrea să împărtășim gânduri binecuvântate din 1 Timotei, capitolul 3, în special din versetul 16 și aș vrea să vorbim în dimineața aceasta despre darul Evlaviei, darul Evlaviei. Aici, în versetul 16, se spune despre misterul sau taina Evlaviei. Dar Domnul așa mi-a pus pe inimă să vorbim despre acest dar. Este un dar neoficial oferit nouă de Duhul Sfânt. Neoficial vorbim din cauza că nu apare între darurile speciale ale Duhului Sfânt din Corinteni sau din alte părți ale Scripturii. Evlavia, putem să o definim, așa cum s-a spus și la ora de rugăciune, prin frică de Domnul. Frică de Domnul. Și în special în cartea Vechiului Testament, în cărțile Vechiului Testament, Evlavia este definită prin frica de Domnul. Fraților și surori, iubiți prieteni, haideți să ne cercetăm puțin să vedem cum stăm cu evlavia, cu frica de Domnul. Este așa de important acest lucru încât noi adesea nici măcar nu ne dăm seama cât este de importantă pentru noi evlavia. Eram copil și am fost la fratele Vilucă în Feleac și fratele ăsta bătrân stătea pe pat, era paralizat, îmi povestea multe lucruri. Mi-a povestit, printre altele, că mergea în Cluj, bineînțeles din Feleac, la programele, la slujbele religioase de atunci, de pe vremuri, și spunea el atunci când se ridica cineva să predice la amvon, zice, era o soră bătrână pe care o chema Neada. Nu știu dacă avea grad de rudenie cu cei pe care îi cunoaștem noi. Dar zice, sora aceasta se și ridica pe dată în biserică și spunea, tu nu ai drept să predici astăzi pentru că ai spus către soția ta cu tare lucru. Și omul ăla, zice, era lovit, bineînțeles în suflet, se bâlbâia așa puțin, se făcea roșu la față sau alb, se punea jos. Și cel care conducea spunea, frate Vilucă, du-te și predică dumneata. Zice, nu mă duc, că mi-e frică. Și zice, frate, mi se loveau genunchii, mi se băteau genunchii de olaltă. Și zice, frica de Dumnezeu era în adunare. Fraților și surori, unde este frica de Domnul din adunările noastre? Venim aici și bine facem că avem o dată pe an stăruință, o săptămână, două. Dar unde e stăruința în frica de Domnul? Unde e botezul cu frică de Domnul, fraților și surori? Pentru că Biblia, vedeți dacă o citim, și vreau să fiu, cum să spun, în fața dumneavoastră și de-al casei, să nu lovesc, dar să știți că pe mine mă doare, pentru mine în primul rând, lipsa aceasta de frică de Domnul. De multe ori mă uit la mine și zic, mă, ce-i cu tine? Pe unde ai ajuns? Altădată erai mai pocăit, erai mai temător de Dumnezeu, erai mai aproape de Dumnezeu. Unde-i fiorul ăla sfânt? Parcă nu-l mai ai. În Isaia, în capitolul 11, în versetul 2, spune așa, Duhul Domnului se va odihni peste el și sunt aici niște perechi. Duh de înțelepciune și de pricepere. Bineînțeles, este vorba de odrazla lui Isai despre Hristos. Înțelepciune și pricepere. Duh de sfat și tărie. Apoi, Duh de cunoștință și de frică de Dumnezeu. Deci când Domnul vine și ne botează două săptămâni tinerii cu Duhul Sfânt, noi așteptăm să vedem la ei și așteptăm să vedem la noi în momentele acelea o frică de Dumnezeu mai mare decât am avut-o înainte. Mergem acasă de multe ori și spunem, a fost har la adunare. Și dacă întreabă cineva, dar cine o predicat? Eu, cu falsă modestie, eu.
Ce e asta? E frică de Domnul sau nu? Când e har la biserică, spunea un om al lui Dumnezeu, Andrew Bonar, spunea el, atunci când este har la biserică, atunci chiar și cel care este folosit de Dumnezeu ca unealtă prin care vorbește Dumnezeu, se pocăiește și cade la picioarele lui Hristos și mărturisește că Dumnezeu a vorbit, slăvit să fie Domnul. S-a întâmplat într-o biserică din județul Cluj și am apreciat pe fratele acela, un frate păstor. S-a dus acasă după ce a predicat la biserică și a fost sunat de o membră din biserică. Și a zis, frate, zice, așa de tare m-a cercetat Dumnezeu prin predica dumitale că m-am dus acasă și am plâns. El a zis, soră, să știi că și eu m-am dus acasă și eu am plâns, pentru că m-a cercetat și pe mine Dumnezeu. Asta e adevărata frică și evlavie înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați Isaia, capitolul 11, versetul 3. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Să ne placă să ne temem de Dumnezeu, fraților și surori. Și vedeți? Așa de rară este această frică de Dumnezeu. Este o piatră așa de rară. În Isaia se spune, de altfel, într-un capitol, pare mi se în 33, că frica de Domnul este comoara Sionului. Vin oamenii la biserică și vin oameni nepocăiți. Ce comoară le arătăm noi? Vin și văd corul, slăvit să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. Vin și văd fanfara, Domnul să-i binecuvinteze. Vin și văd copii și Dumnezeu, uite, se folosește și de copii. Și astăzi ne-am bucurat de cântarea copiilor. Se folosește Domnul de predicator, de recitator, de cântăreți. Ce văd cei care vin din lume în mijlocul nostru? Pentru că, vedeți, comoara casei lui Dumnezeu este frica de Dumnezeu. Eram copil și n-a trebuit să mi se predice pentru că mă plictiseam la predici. Am fugit de câteva ori de la biserică spre casă. Și odată am pățit-o, m-am lovit foarte rău și am zis, nu mai trebuie să fug de la biserică, m-a pedepsit Dumnezeu. Parcă m-a paralizat, am stat așa pe loc, lovit, m-am lovit la un picior, fugind, că nici n-am văzut peste ce am năvălit. Că fugeam acasă, mi-era dor de mămică. Ea făcea mâncare, fugeam acasă. Și am fugit și ei la grădiniță și așa mai departe. Și vedeți, eu mergeam la biserică și stăteam lângă mămica, lângă tăticul acolo în biserică, ei făceau cu schimbul foarte frumos din partea lor, făceau cu schimbul, unul stătea acasă și celălalt mergea cu noi și făceau prin rotație, era extraordinar. Dar eu stăteam lângă ei și nu înțelegeam predicile, mă plictiseam și vroiam să fug, nu înțelegeam cântarea, poate cântarea, dar nici asta. Dar știți ce am înțeles și ce mi-a rămas impregnat în mintea mea, în ființa mea întreagă de la biserică? Era o clădire pe care comuniștii au dărâmat-o. Au lăsat din ea doar fundația și un subsol. Peste ea s-a întins așa o copertină ca să nu ploaie înăuntru și la subsolul acela era igrasie și picurau de pe pereți ca și roua, picături de apă. În biserica aceea, care n-avea nici curent electric și avea doar niște baterii de 4,5 volți cu niște beculețe mici, că abia vedeai, în biserica aceea, când intram, simțeam un suflu al unei prezențe pe care nu mi-o explicam. Totdeauna am știut că Dumnezeu există din cauza asta. Când intram în biserică, venea poate cineva să predice sau ieșea o prorocie dată prin Duhul Sfânt. Nu era ca astăzi, să ascult, să n-ascult, să fac, să nu fac. Toată biserica izbucnea în plâns și spunea, da, Doamne, așa-i cum zici Tu, suntem răi, suntem păcătoși, ne-am îndepărtat de Tine, venirea Ta este aproape, ce ne facem noi când vii Tu, Doamne? Și cântau atunci cântările alea vechi și frumoase pe care noi de multe ori le pierdem și le lăsăm deoparte. Ce fac eu dacă vii, că haina mea nu este curată și mi-e pătată? Și te aștept și ziua și te aștept și noaptea și mi-e frică, poate vei apărea. Ce mă fac, Dumnezeule, dacă Tu vei apărea?
Și vedeți, noi pierdem această frică de Domnul și această evlavie. Vin oameni și ne explică și ne explică frumos ce este. Și zicem, da, asta e evlavia de aici și până aici, slăvit să fie Domnul, cunosc evlavia. Dar nu îi o realitate, fraților și surori, în viața noastră, în ființele noastre, în familie, în bisericile noastre. Și Dumnezeu vine și așteaptă de la noi să avem într-adevăr evlavia. Nu putem defini evlavia. Am citit, îmi plăceau poveștile când eram copil și am citit despre un moș, o babă, că ăștia aveau o găină care le făcea ouă de aur. Povești de copii. Dar ce m-a marcat de aici, moșul ăsta era cam lacom. Și într-o zi s-a gândit el să taie găina și să vadă câte ouă de aur are acolo, să le iei pe toate. Și când o tăiat-o, n-a mai găsit nimic și a pierdut și ce avea. Și vedeți, și noi suntem la fel. Luăm și disecăm și tăiem cu bisturiu doctrinele biblice. Hai să vedem ce e evlavia. Evlavia e asta, 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 asta. Uite în limba greacă, uite acolo, uite dincolo, uite în ebraică, în Vechiul Testament. Și gata, deja știm care este evlavia, știm care este frica de Domnul, o avem la pachet, mergem acasă, o punem pe un raft și gata, s-a terminat. Dar nu e asta frica de Domnul, fraților și surori. Frica de Domnul înseamnă să-L simți pe Dumnezeu prezent în mijlocul adunării. Să nu înțelegi lucrul acesta, pentru că Dumnezeu este de neînțeles. Nu putem să-L definim pe Dumnezeu. Cuvântul definiție are două particule, de și finire. Asta înseamnă că ai ajuns la un capăt și ai zis gata, am ajuns la finish, la un capăt, și aici e Dumnezeu. Nu pot să ajung la capătul acela numit Dumnezeu. Dumnezeu este infinit, dar și frica de Domnul care o inspiră Dumnezeu este infinită, slăvit să-i fie numele Lui. Și de aceea în dimineața aceasta trebuie să înțelegem puțin din frica asta de Domnul. Și ceea ce am înțelege noi ar fi să mergem acasă și să o punem în practică. Doamne ajută-ne pe toți! Haideți să ne uităm mai întâi ce nu este frica de Domnul. Că e important și lucrul acesta. Pentru că atunci când ne apropiem de Dumnezeu, ne putem apropia prin calea negativă. Și ne uităm ce nu este Dumnezeu. Haideți să vedem ce nu este evlavia sau ce nu este frica de Domnul. În Geneza, în capitolul 20, ni se dă o non-definiție a evlaviei. Versetul 11. Avram a răspuns, îmi ziceam că fără îndoială nu-i nicio frică de Dumnezeu în țara aceasta și că o să mă omoare din pricina nevestei mele. Gândirea senzuală, haideți să o numim așa. N-am putea să-i o imputăm lui Avram, dar a avut și el un gând. Și a zis, mai bine îmi sacrific soția și o pun așa pe altarul familiei și scap cu viață. Gândire senzuală. Dacă ai gândire senzuală, nu ai evlavie. Și un gând, dacă ți-o venit și l-ai acceptat, nu ai evlavie. Nu. Am întâlnit familie, bineînțeles nu era la noi în biserică, dar ce contează, era în trupul lui Hristos. El era, cred eu, dependent de imagini murdare. Nu vreau să pronunț alt cuvânt. Și ea, ca să îl scape sau să-l ajute, a început să consume cu el împreună imaginile alea murdare. Și se uitau la câte un film și duminica conduceau cântările în biserică. Ce e asta? Evlavie, fraților? Evlavie? Avram, și e părintele credinței și al credincioșilor, și nu poți să-i bagi de vină nimic, dar omul ăsta ajunge la un moment dat la o răscruce. Își vede luată soția de lângă el, pentru că el a spus, e sora mea. Și spunea el, cred că nu există evlavie, frică de Dumnezeu în țara asta, și atunci hai să fiu și eu ca și ei. Pentru că ei se uită la ce le poftește ochii, uite, le place de soția mea și hai să le-o dau. Asta nu e evlavie, nu e evlavie. Doi, un al doilea cuvânt, tot din Scriptură. 2 Samuel, capitolul 23, cu versetul 3. Ăsta are pentru noi. Cel ce împărățește între oameni cu dreptate, cel ce împărățește în frica de Dumnezeu, și următorul verset, este ca lumina dimineții când răsare în dimineața fără nori soarele.
Nedreptatea nu este evlavie, fraților și surori. Probabil o să ne gândim, măi, ăsta a fost David și ce avem noi cu David? Dar uite, noi avem un fel de davizi, niște patroni. Ei sunt un fel de împărați în domeniul lor. În momentul când tu, ca patron, promovezi nedreptatea, ești ca lumina serii când soarele apune, nu când soarele răsare dimineața. Am întâlnit, și vă spun un caz, pentru că l-am întâlnit și îl știu foarte clar. Era patron și nu-și plătea angajații. Dar el chema, invita oameni de peste hotare în biserică și le plătea drumul și așa mai departe. Nu știu dacă asta este evlavie. Să nu-ți faci tu datoria ta față de angajații tăi. Și uitați ce spune aici. Cel care împărățește în frică de Dumnezeu, în evlavie, ăsta e drept și strălucește ca lumina dimineții când soarele răsare. Extraordinară cum este evlavia asta. Merge mai departe. 2 Cronici, capitolul 19, versetul 7. Pe lângă gândirea senzuală și nedreptatea, părtinirea. Frica Domnului să fie peste voi. Vegheați asupra faptelor voastre, le-a spus Iosafat judecătorilor. Căci la Domnul Dumnezeul nostru nu este nicio nelegiuire, nici nu se are în vedere fața oamenilor, nici nu se primesc daruri. Deci, vedeți, sunt oameni care fac părtinire, înclină oarecum balanța. Stai că ăsta e mai de-al meu, mi prieten. Ori în momentul acela Domnul zice, îmi pare rău, tu nu ai frică de mine. Eu aș vrea să o ai, dar nu o ai. Merge mai departe, Nemia, capitolul 5, cu 9. Și aici, camăta. Ce faceți voi nu este bine, le spune Nemia. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru, ca să nu fiți de ocara neamurilor vrăjmașii nouă. Dar ce s-a întâmplat? Erau acolo oameni ai lui Dumnezeu, evrei, care nu mai aveau nimic, pur și simplu nimic, decât familiile lor, niște proprietăți care le aveau, dar n-aveau mâncare și pentru mâncare s-au împrumutat. Cei care i-au împrumutat le-au dat argint și ăsta și-o girat casa, dar celălalt n-avea casă și și-o girat copiii. Și atunci urmau copiii ăștia să fie vânduți ca rob și urmau casele alea să fie luate, pentru că vedeți, camăta asta cu dobândă tot creștea. Și o zis Nemia, măi, voi n-aveți frică de Dumnezeu dacă faceți lucrul acesta. Și am întâlnit cazuri, fraților și surori, și zic, Domnul să ne cerceteze. Dacă dăm fraților noștri ceva împrumut, să ne cerceteze Domnul să nu dăm cu camătă. Le dai la străini. Dacă fratele tău e bogat și are și vrea să-ți dea, e problema lui. Dar să fim foarte atenți la partea aceasta. Să fim foarte atenți. Psalmul 5 cu 7. Un alt aspect. Închinarea tip jertfa nebunilor nu este evlavie. Eu prin îndurarea ta cea mare, spune aici, pot să intru în casa ta și să mă închin cu frică în templul tău cel sfânt. Eclesiast capitolul 5 cu 1 vorbește clar, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și ferește-te să n-aduci jertfa nebunului. Dar de ce? Păi asta e neevlavie. Și am întâlnit frați și predică de la amvoane, fraților și surori. Și Domnul nu-i de acord, pentru că Biblia nu-i de acord cu asta. Zice, dacă ai păcătuit, poți să mergi să cânți în față, că Domnul oricum n-are nicio treabă. Unde scrie? În ce Biblie? În ce Evanghelie? Asta e Evanghelia fără capitole și fără versete, cum zicea fratele Simeonu. Aia, Evanghelia aceea. N-are cum, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Dacă te-ai rugat înaintea lui Dumnezeu, că ai știut că ai greșit, ai simțit iertare, ai eliberare, atunci poți sluji în față. Dacă nu,
Dacă nu, mai bine stai deoparte și adă-i lui Dumnezeu jertfa unei inimi zdrobite, ca în Psalmul 51, decât să aduci jertfa nebunilor. Fraților și surori, Domnul să ne cerceteze pe toți în dimineața aceasta. Apoi, 6. Parte din păcatele limbii, sau toate păcatele limbii, că ne-o dă Psalmul 34 cu 11, ne dă o parte, cu 11 în jos. Bârfa, cearta și așa mai departe. Păcatele limbii, haideți să le spunem așa. Nu merg pe linia evlaviei. Foarte clar. Spune acolo foarte clar, păzește-ți limba de rău. Psalmul 34 cu 11 până la 14. Veniți fiilor și ascultați-mă că vă voi învăța frica de Domnul. Dar care e asta? Cine este omul care dorește să aibă viață și zile fericite? Și apoi spune, păzește-ți, ferește-ți limba de rău, buzele de cuvinte înșelătoare, caută pacea, depărtează-te de rău, fă binele. Uite câte lucruri spune Domnul aici. Sunt lucruri deosebit de bune. Și cei care au așa o limbă de foc, o limbă de foc, să știți că la ăștia nu coboară limbile de foc din cer ca să-i boteze Domnul, niciodată, niciodată. Ferește-ți buzele. Ferește-ți limba și Doamne, cercetează-ne. Apoi, Ieremia, capitolul 15, versetul 16. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, spune Ieremia, și le-am înghițit și a fost deosebit de bine, dar vedeți următorul verset. Ce important este pentru noi. N-am șezut în adunarea celor ce petrec, ca să mă înveselesc cu ei, de frica puterii tale am stat singur la o parte, căci m-au umplusei de indignare, de mânie, spune în altă parte, o mânie sfântă. Fraților și surori, participarea la petrecerile celor din lume, asta nu e evlavie, nu e evlavie. Unde te duci? La banchet. Unde ai auzit în Biblie cuvântul banchet? Unde l-ai auzit? Păi zice, mă duc și nu beau nimic. Nu fac nimic, stau și eu acolo că doar sunt colegii mei, sunt prietenii mei. Unde scrie asta în Scriptură? Și ar trebui să fim atenți, fraților și soror, dacă chiar vrei să-ți meargă copilașul tău, copilul tău, absolventul tău, să fie cu prietenii, organizează-i undeva, într-un loc mai retras, să fie sub control și trimite-l acolo. Sau mergi cu el, dacă e cazul. Sau cheamă-i prietenii la tine acasă. Fă ceva, dacă chiar vrei să o faci așa. Dar nu-l îngădui și nu-l lăsa. Am auzit cazuri și accidente. Au fost tineri care au ajuns în cazuri de genul acesta și au zis, hai bă și bea. Nu că eu-s pocăit. Dacă erai pocăit, nu erai cu noi. Și l-au luat, l-au prins și i-au turnat băutură pe gât. Și l-au făcut bețiv. Hai mă și fumează. Și i-au băgat cu forța. Eu am văzut cu ochii mei. I-au băgat cu forța. Țigară în gură și așa mai departe. Hai la dans, nu că eu-s pocăită. Dacă erai pocăită, nu erai aici. Și-o luat-o și-o tras-o pe ringul de dans. Fraților și surori, nu ne jucăm cu păcatul. Amin? Amin. Domnul să ne cerceteze. Toate aceste lucruri au și o coadă. Definițiile astea ale non-evlaviei. Și anume evlavia falsificată. Și asta ne urmărește pe foarte mulți dintre noi, pe foarte mulți dintre noi. În Doi Împărați, în capitolul 17, după ce evreii au fost pedepsiți de Dumnezeu și trimiși în captivitatea asiriană, asiro-babiloniană, împăratul Asiriei aduce pe tărâmul Israelului niște oameni ciudați. I-a adus de pe toate râurile Babilonului din împărăție, din toate cotloanele ascunse ale împărăției lui, și ăștia vin în Israel și încep să se închine. Unul se închina la măgar, unul la câine, unul la soare, unul la lună, unul la om, unul la cine știe câte. Aveau idolii lor. Spune acolo Scriptura în Doi Împărați, în capitolul 17, că Dumnezeu s-a supărat pe ei și a îngăduit unor lei, unor fiare să vină să-i sfâșie. Și ăștia au zis, împărate, avem probleme, nu știm cum să ne închinăm aici, la fața locului. Și vine un preot și învață cum să se închine lui Dumnezeu. Adică, le spune, mă, lui Dumnezeu trebuie să aduceți jertfe, trebuie să aveți un altar și până la urmă, samaritenii, că de ei este vorba, își construiesc și un templu pe muntele Garizim.
Și spune acolo în 2 Împărați, capitolul 17, versetul 28 și 29, dacă nu greșesc. Zice că unul din preoți a venit și s-a așezat la Betel și a învățat cum să se teamă. Deci cum? Nu i-a învățat frica de Domnul, pentru că asta se trăiește, nu se învață. Și ce este ciudat este că despre ei se spune aici, în 2 Împărați, capitolul 17, versetul 34. Până în ziua de azi își urmează ei obiceiurile de la început. Nu se închină Domnului și nu se țin nici de legile și rânduielile lor, nici de legile și poruncile date de Domnul copiilor lui Iacov. Deci ăștia se închinau și Domnului și altora. Versetul 41. Neamurile se temeau, frica de Domnul, Evlavia, se temeau și de Domnul și slujeau și chipurilor cioplite. Frica de Domnul falsificată. Spunea un frate păstor că a fost în Italia, pe la Vatican, a vizitat pe acolo și a văzut o bătrânică, i-a sărutat degetul mare al lui Sfântul Petru, statuia. Am mai mers pe la Sfânt, mătănii, închinăciuni. Și după ce iese de acolo, merge, mai vizitează el pe acolo ceva și vede un muzeu. A zice, hai să intru și în muzeul ăsta. Și în muzeul ăla erau tot felul de demoni zugrăviți pe pereți. S-au speriat. Dar au văzut-o pe bătrânica și acolo la demon. Și se închina în fața lor. Și au zis, vai de mine, mă îngrozește femeia asta. Nu merge și au zis, femeia e dragă, ce face aici? Te-am văzut la Sfânt, acum ești la demoni. Zice, domnule dragă, zice, eu nu știu unde ajung. Și mă pun bine și cu ea și cu ăștia. Vedeți? Asta e frica de Domnul falsificată. Hai să ne punem bine cu Domnul, dar noi pe acasă, vai, 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 vai de noi. Da. Și toate cele 8 caracteristici, gândirea senzuală, nedreptatea, părtinirea, camăta, închinarea, tip jertfa nebunilor, bârfa, participare la petrecerile lumii și falsificarea asta, le reduce Apostolul Pavel aici în Timotei 1 și 2. Le reduce la 4. Păcatul în general, și spune în 1 Timotei capitolul 1, versetul 8, vorbește despre cei fără evlavie și pune în rând cu toți ceilalți păcătoși. Apoi, un accent pus pe trup, capitolul 2 cu versetul 9, vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială. Nu cu împletituri de păr, nu cu aur, nu cu mărgăritare, nu cu haine scumpe, ci cu fapte bune. Și vedeți, asta e accentul pus pe trup. În vremea noastră, foarte mulți pun accentul pe trup. Și spun așa, dacă ai o anumită ținută sau dacă n-ai o anumită ținută, nu contează, ești oricum evlavios. Ori uite ce spune Scriptura, foarte clar. Apoi, al treilea lucru, lăcomia, o atitudine interioară. Tot 1 Timotei, capitolul 6, versetul 5. Vorbește aici despre evlavia celor care cred că este un izvor de câștig ceea ce fac ei. Și apoi, 4 este prefăcătoria. În 2 Timotei, capitolul 3, cu versetul 5. Forma de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Gândiți-vă cum intră o muscă intră într-o pânză de păianjen și păianjenul trage tot ce e mai bun în ea și o lasă numai o carcasă. Așa au unii oameni formă de evlavie, doar o carcasă. Arată apocăit, dar înăuntru e vai de el. Și acum, fraților și surori, pentru că n-aș vrea să rămânem așa cu un gust amar, vreau să vedem ce este evlavia. Și asta în 2 minute. Tot Apostolul Pavel ne spune ce este evlavia. Ne-l dă exemplu aici pe marele nostru Mântuitor, pe Hristos. Și ne spune despre taina evlaviei. Ce este evlavia? Alături de alte lucruri, spune el că dintr-o trăire evlavioasă cu frică de Domnul izvorăște rugăciunea, spune în 2 cu 1 și 2 în 1 Timotei, apoi modestia, deja am citit, cu fără împletituri și cu fapte bune, facerea de bine, sunt faptele bune despre care am citit, vorbire curată, îngrijirea familiei, evlavia adevărată se exercită în familie, o doctrină curată, 6 cu 3, și o inimă plină de mulțumire. Dar taina evlaviei a venit și ne-a deslușit-o Domnul Hristos. Evlavia trebuie arătată în trup. Și Doamne, ajută-ne să o vedem în fiecare dintre cei din jurul nostru.
Mare este taina Evlaviei, cel ce a fost arătat în trup. În trupul nostru, care este templul Duhului Sfânt, trebuie să se vadă Evlavia, adică frica de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! 2. Neprihănire în Duhul, fraților și surori. Cel ce a fost arătat în trup a fost dovedit neprihănit în Duhul. Și mai mult, dovedirea neprihănirii în Duhul. Și e foarte important și aspectul acesta. Ce spune Duhul Sfânt despre mine, despre tine? Ești evlavios sau nu? 3. Vederea de sus, văzut de îngeri, spune aici. A fost văzut de îngeri. Ce spun îngerii despre evlavia ta, despre frica ta de Dumnezeu? O mărturisesc ei sau nu o mărturisesc? 4. Evlavia dovedită prin predicarea curată. A fost predicat printre neamuri. 5. Evlavia demonstrată prin credință. A fost crezut în lume. Un om adevărat al lui Dumnezeu care merge și predică, sau poate nici nu predică, vecinii lui, colegii lui vor crede că el este într-adevăr un om evlavios. Doamne, ajută-ne! Și ultimul lucru. Evlavia adevărată, taina Evlaviei, se va vedea cel mai bine din slavă. A fost înălțat în slavă. Și Domnul să ne ajute, fraților și surori, atunci când vom fi înălțați în slavă, să se vadă cel mai bine frica noastră de Dumnezeu. Amin.